Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Astăzi o ediție specială. Invitata noastră este Lauren Hubeley. Welcome. Bine ai venit! Hi. Bună! Lauren, de ce este importantă gemoterapia în zilele noastre? Gemoterapia este foarte importantă azi, Alexandra. Constatăm că din ce în ce mai mulți oameni au devenit dependenți de medicamente sintetice și resimt atât agravări, cât și o exacerbare a simptomelor în consecință. Eu cred că este extrem de important ca noi să revenim la metodele naturale de vindecare a corpului. Ai mulți pacienți la cabinetul tău. Când ai început să lucrezi cu gemoterapia, ei unde se situau? Unde se aflau? Da, unde se aflau? Pe medicamente sintetice sau pe sintetice și vegetale? Da, aceasta este o întrebare foarte bună, deoarece chiar și acum am mulți pacienți care vin la mine deoarece nu vor numai medicamente sintetice și consideră că poate ar putea lua amândouă variantele împreună. Dar, în cele mai multe cazuri, am pacienți care își doresc să renunțe la medicamentele sintetice și să le înlocuiască cu un remediu naturist, fapt pentru care gemoterapia este perfectă. Cine ar trebui să ia în considerare gemoterapia și de ce? Cred că gemoterapia este, de fapt, pentru toată lumea. Îmi place, în special, utilizarea gemoterapiei la copiii mici, la mămici însărcinate, pentru a acorda bebelușilor cel mai bun start în viață și pentru a ne asigura că sistemul lor imunitar se dezvoltă într-un mod fortifiat. De asemenea, cred că gemoterapia este excelentă pentru oameni ce înaintează în vârstă. În loc să folosească medicamentele sintetice ca să ajute la susținerea organelor deja intrate în procesul de îmbătrânire, le pot sprijini pe cale naturală. Cum a ajuns o doamnă din Austin, Texas, să afle despre gemoterapie? E o poveste chiar amuzantă, dar chiar vine din povestea mea personală. Acum 18 ani am avut cancer, când eram și însărcinată cu fiul meu și locuiam în Heidelberg, în Germania, la acea vreme. Am intrat în contact cu gemoterapia printr-un naturopat care mă consilia. Această doamnă m-a marcat profund, deoarece azi sunt o femeie sănătoasă și gemoterapia a avut un efect profund asupra mea, fapt care mi-a sădit în suflet semințele studiului gemoterapiei. Dar nu a fost ușor, eu fiind din America, și nu era nimeni în America care să predea gemoterapie. Așa că a trebuit să călătoresc până în România, unde cei mai buni și calificați doctori lucrează cu gemoterapia. Cum ai aflat despre gemoterapeuții români? Da, și aceasta este o întrebare bună. La acea vreme, era un program de instruire online printr-un domn din Anglia și dr. Sorina Soescu oferea suportul clinic pentru acea clinică online. Eu și Sorina am devenit prietene bune, iar ea m-a invitat să vin și să studiez la clinica ei. Așadar, exact cu 5 ani în urmă, vara, am vizitat Constanța și am petrecut timpul studiind în cabinetul său. Și, de acolo mai departe, s-a dezvoltat relația cu Plant Extract și cu Asociația Română de Gemoterapie. Cum a fost experiența ta la cabinetul românesc? A fost uluitoare. A fost foarte impresionant pentru mine să văd ce se poate realiza doar prin gemoterapie și, de asemenea, să văd cât de bine primită era de către pacienții doamnei dr. Soescu. Mi-ai spus că ai avut cancer. Cum a fost primul contact cu gemoterapia? Cum am trăit eu prima mea experiență cu gemoterapia? Da, știi, când ai cancer, ești cu totul și cu totul într-altă stare de spirit. Deci, sincer să fiu, nu pot să zic că mai țin minte exact ce am resimțit sau că aș fi avut vreo revelație la prima picătură de extract. Am avut încredere în naturopatul care mă trata atunci, că este util și știu per total că protocoalele pe care le urmau au ajutat. Deci, a durat ceva timp până am devenit din nou interesată de gemoterapie, când am început să caut moduri noi prin care să-mi ajut pacienții.
looking for other ways to help my own patients in my practice. Do you remember what? Mai ții minte care a fost primul remediu pe care l-ai luat? Yeah, it was Quercus. Oh, da, a fost tejarul. You had the A trebuit să ai încredere în remediu, nu-i așa? Da, adică când chiar știi că ești așa de bolnav și că vrei să susții capacitatea de vindecare a propriului corp, cauți soluții care să facă exact asta. De aceea gemoterapia m-a atras. Mi-ai spus că ai un fiu. El folosește gemoterapice. Oh, da, le folosește. Fiul meu are aproape 17 ani și am administrat gemoterapice toată viața lui. Mai am și două fiice, adulte, care și ele folosesc gemoterapice. Și partenerilor le folosesc. Cam toată lumea cu care am de-a face a intrat în contact cu ele. Ai dus gemoterapia cu tine înapoi în America. Cum au primit-o americanii? Știi, americanii caută cu disperare și alte răspunsuri. Știm că a venit vremea să căutăm și alte moduri în care să ne ajutăm corpul să se vindece, în loc doar de a forța sau suprima afecțiunile prin medicamente chimice. Oamenii știu în sufletul lor că trebuie să mai existe și alte soluții, așa că gemoterapia a fost foarte bine primită. Cine folosește gemoterapia în America? În majoritatea cazurilor, la mine la cabinet vin mame și copii, dar cred că, în afara statului în care locuiesc eu, când țin seminarii, instruiesc specialiști în acupunctură, moașe, asistenți medicali, naturopați și homeopați. Adică toți cei înscriși la cursurile mele. Ei, la rândul lor, oferă gemoterapia propriilor lor pacienți. Cum promovezi gemoterapia în America? Promovez gemoterapia în special prin cursurile pe care le ofer. Îi învăț pe medici și, prin îmbogățirea cunoștințelor lor și a înțelegerii gemoterapiei, simt că ajung la mult mai mulți oameni decât dacă aș încerca să îi învăț pe oameni unul câte unul. Așadar, susțin cursuri online, în direct, țin discursuri la conferințe și, de asemenea, scriu cărți. Ok, avem o surpriză pentru telespectatorii români. Două cărți scrise de tine, dar vom vorbi despre ele un pic mai încolo. Te rog să-mi spui, cum se răspândește gemoterapia în Statele Unite ale Americii? Știi, se răspândește de la sine, nu așa cum aș fi anticipat eu. Dar avem centre foarte mari de utilizatori și specialiști și pe coasta de est și pe coasta de vest a Americii. Eu lucrez din Texas. Sincer, văd o mai mare dezvoltare în afara statului în care locuiesc eu. Dar se răspândește rapid. Vânzările de extracte concepute de mine pentru compania noastră s-au dublat în ultimii 2 ani. Deci manifestă o creștere foarte rapidă. Ce îți hrănește pasiunea pentru această muncă? Știi, cred că experiența pe propria mea sănătate, deoarece oricine a avut o boală așa gravă, precum cancerul, și pe parcurs a descoperit puterea corpului de a se autovindeca, atunci când acesta este susținută cu remedii naturale, n-are cum să nu fie pasionat de ceea ce facem. La acest moment, care este relația ta profesională cu Plant Extract? Deci, Plant Extract oferă o marcă privată de extracte pe care eu le vând în America prin compania mea. Avem un magazin online pe site-ul meu și vindem remedii specialiștilor și persoanelor fizice. În plus, am venit adesea și am susținut discursuri la conferințe pentru Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie. Care este relația ta cu Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie? Sunt un membru afiliat al asociației și am participat la prima mea conferință în vara următoare primului meu contact aici în România cu Plant Extract. Apoi am susținut câte o prezentare în fiecare an, mai mult în persoană. Dar uneori nu pot veni până în România datorită programului meu de seminarii și atunci trimit o înregistrare video.
În America există o asociație asemănătoare lui RGH? Știi, din păcate nu avem o asociație axată pe gemoterapie. Avem pentru homeopatie și eu țin discursul și scriu articole pentru revista lor. Îți mulțumesc frumos pentru că ne-ai explicat despre gemoterapia din America. Cu plăcere. Mi-a făcut plăcere că am putut să fiu astăzi aici. Îți mulțumim. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine!